umiditatea este măsurată la sol. Bun. El de sus poate să aibă o viziditate mai bună sau mai slabă. N-are importanță. El, pentru el este important ca la momentul acesta de decizie, care este inclus pe hărțile de apropiere, unde nu mai are, dacă acolo nu a stabilit referența vizuală cu pista, el de acolo trebuie să rateze. Oriceea ce este crunt, pentru că ăsta este exact cuvântul care denotă acest lucru, este faptul că el a fost dus la 150 de metri lateral față de pistă. Deci o abatere foarte mare. Nici nu avea voie să ajungă acolo. Nici operatorul nu trebuia să a fost dus? Sunt atentă la nuanțe. Aici problema este următoare. Că... Gândiți-vă, orice unitate militară are un set de contramăsuri electronice. Acest zbor a fost, după cum se știe, necomandat, nepregătit în timp, a fost hai acum. Gândiți-vă că Rusia în momentul ăsta este în niște situații delicate vis-a-vis de propria armată. Acolo nu mai știe stânga ce face dreapta. Se întâmplă frecvent incidente și accidente. Ca un sistem ca GPS-ul să fie bruiat atât de puternic încât pilotul comandant să nu poată, că el lucrează cu sateliți. Nu are treabă cu ce e jos. Și ăla arată cât stânga, cât dreapta. Și atunci intervine această problemă foarte mare, pe cine crezi? E căzut sistemul sau este ce operatorul de la sol are dreptate? Aici e mismatch-ul, această nepotrivire. Înregistrările din cutiile negre vor lămuri aceste lucruri? Să ne gândim că înregistrările acestea se decodifică în Rusia, este un avion rusesc, este un moment de maximă încodare între cele două state. Să ne gândim că în avion erau toți reprezentanții anti-Rusia până la urmă. Să ne gândim că, de fapt, toată această problemă se încearcă a fi aruncată în momentul ăsta în cârca pilotului. Pilotul are dreptul să încerce, la minima respectivă, la ce, pentru că noi, de fapt, aici nu avem minimele de operare. Dar vă asigur că nu ar fi încercat nici măcar o dată dacă nu avea o vizibilitate aproximativ egală, cel puțin egală, cu cea scrisă pe hartă. Nu are voie nimeni. De-aia n-a încercat nici el, pilotul, înainte să atezeze la Tbilisi. Și acolo, în avion, știi ce se întâmplă? Să nu se supere nimeni, dar Dumnezeu este pilotul. El ia decizia. Poate să vină oricine. S-au întâmplat și la noi și în alte situații. Nimeni nu pune în momentul respectiv decât decizia lui de comandant vis-a-vis de restul. Dom'le, ești sigur sau nu? Foarte interesantă și această explicație pe care ați dat-o și ceea ce ați zis acum ultima dată, că decizia finală aparține comandantului. Acum, indiferent de ce spune aeroportul, de ce spune controlorul de trafic, de ce spune chiar președintele cu care ești în avion la momentul respectiv, decizia comandantului este decizia finală? Final. Și să mai spun o chestie. Acest avion nu are voie să fie înclinat mai mult de 5 grade. Înclinarea mai mare de 5 grade cauzată de sistemul de amplasare a aripilor. Pentru că aici este un avion... Înclinarea laterală, da? Înclinarea laterală, bun. Da. Deci el la 150 de metri, venind cu o componentă a vântului de spate, destul de mare, nu foarte mare, dar cât să-l jeneze, trimițându-l acolo. El în momentul respectiv, probabil că aici undeva el a realizat unde este de fapt și a încercat în ultimul moment o apropiere, pentru că este clar controlul de trafic. În momentul ăla n-a mai avut încredere nici în aparate și nici în controlul de trafic. Deci de-aia spun, ca să nu mai ai încredere în aparate, trebuie pe de-o parte acest sistem de sateliți să